Ion Pârvulescu, binecunoscutul antrenor de fotbal în vârstă de 78 de ani, s-a născut în Brașov și a venit la Slatina în 1980. A terminat Institutul de Cultură Fizică București, a format jucători precum Ionuț Luțu, Ionel Dănciulescu, Claudiu Niculescu și Augustin Chiriță. Fotbalul îi dă vitalitate, astfel că nu concepe să se retragă și chiar și în vacanță antrenează timp de 2 ore în fiecare zi. Profesorul declară că tinerii din zilele noastre sunt mai puțin ambițioși și renunță de la primul eșec și toate datorită tehnologiei. Copiii nu mai sunt capabili să facă prea mult efort fizic, nu mai au ambiții și preferă televizorul sau telefonul. Antrenorul consideră că cine vrea să facă performanță trebuie să fie ambițios pentru ca mai târziu să culeagă roadele. Datorită telefoanelor, datorită televizorului, pur și simplu pierdeți timpul. Și de aceea i-am mobilizat și pur și simplu toată vara, în primul rând și pentru mine, pentru că fiind în activitate, acest lucru îmi regenerează forțele. Din pasiune sau pentru formă fizică, copiii se antrenează de ani buni și au reușit astfel să-și îmbunătățească tehnica, forța și viteza. Nu mi-am preferat, îl fac din pasiune și îmi ocup în timpul liber. Cum ai caracterizat fotbalul prin 2 cuvinte? Cel mai frumos sport. Câte antrenamente faceți pe săptămână? Aproape zilnic. Cât durează un antrenament? O oră jumate, două. De la ce vârstă practici tu fotbalul? De aproximativ 3 ani. De ce fotbal și de ce cu domn profesor Pârvulescu? Pentru că fotbalul este pasiunea mea și domn Pârvulescu, din câte știu, este cel mai bun antrenor din Slatina. Mario Bobeică Raul. Câți ani ai? 10 ani. De la ce vârstă joci fotbal? De la 7 ani. De ce fotbal și nu alt sport? Pentru că fotbalul îmi place cel mai mult și mă ajută să mă dezvolt. De ce cu domn profesor Pârvulescu? Pentru că știu că a antrenat foarte mulți jucători care au ajuns cei mai buni și vreau să ajung ca ei. Pentru întreaga activitate în iarbă printre copii, pentru promovarea numelui Slatinei în țară și în străinătate, profesorul Ion Pârvulescu a fost și premiat de către autoritățile locale la începutul anului. În cadrul zilelor orașului, Ion Pârvulescu a primit cu emoție o diplomă de merit.